Având în vedere atenționările hidrologice care au fost emise începând cu data de 27 noiembrie, prefectul Nina Crișu a dispus intrarea în dispozitivul de apărare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu și Comitetului Local pentru Situații de Urgență riverane râurilor Argeș, Neajlov și afluenții săi și Sabar. La nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu s-au luat măsuri operative care s-au impus pentru protecția așezărilor umane riverane râurilor aflate sub avertizare hidrologică. Operaționalizarea grupei operative la nivelul Inspectoratului, menținerea legăturii permanente cu sistemul de gospodărire a apelor, SGA, cu comitetele locale pentru situații de urgență ale localităților vizate de aceste atenționări, avertizări, adică cele riverane râurilor pentru care s-au dat avertizările, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și cu celelalte structuri care mai au atribuții în gestionarea acestor riscuri. Nivelurile și debitele pe râurile Sabar, Dâmbovnic și Glavacioc sunt în scădere, iar nivelurile și debitele pe râul Neajlov, Tronson, Vânătorii Mici, Crevedia Mare, Vadulat, Bulbucata, Iepurești, Singureni, Călugăreni sunt în scădere, iar pe tronsonul Aval, Călugăreni, Comana, confluența râu Argeș la Falaștoaca, comuna Comana sunt în creștere. Joi 3 decembrie la ora 6 au fost depășite mărimile caracteristice de apărare la stația hidrometrică de la Călugăreni, unde adâncimea de 223 de centimetri a râului Neajlov a fost depășită cu 3 cm peste cota de atenție, iar la stația hidrometrică de la Crovu, unde adâncimea de 216 cm a râului Glavacioc a fost depășită cu 16 cm peste cota de atenție. Printre obiectivele afectate în urma revărsării râului Neajlov, unde au fost afectate localitățile Clejan, Iepurești, Singureni și Călugăreni, se numără aproximativ 9 grădini, 130 de hectare de teren arabil, 390 de hectare de pășune și 350 de hectare de pădure.